două suntem mari iubitoare de o coafură care se numește Beach Waves. Tu știu cum se zice, Beach Waves? Da, Beach Waves. Așa, Beach Waves. Și astăzi am auzit că Georgiana Stavrositu o să vină pe la noi. Bună, Georgiana, bine ai venit! Bună, bine v-am regăsit! Și Georgiana a spus că o să ne învețe cum să ne facem singure aceste bucle super frumoase, relaxate, wavy. Așa este, da, Georgiana? Așa, asta vom face astăzi. Bun, hai să le explicăm și telespectatorilor ce înseamnă mai exact Beach Waves. Sunt buclele acelea parcă lăsate așa de la soare, naturale, știi? Când ești la mare și aerul la un pic să cu marea, îți place cum stă părul la mare, nu? Normal, salty hair don't care. Exact, cum se zice. Și atunci învățăm cum să facem beach hair, dar pentru un păr sănătos, să ne rămână părul sănătos. Cu ce începem? Când vrem să pregătim părul pentru aceste părul întâi, nu uităm, șampon de 2 ori, mască pe lungime, musai, după ce am plătit masca, protecție termică, înainte de a usca părul cu fionul. Nu începem nicio coafură și mai ales atunci când folosim ondulatorul sau placa fără protecție termică. Am folosit înainte pe părul meu o protecție termică, adică eu, nu eu. S-a dat singură, știi, elecția. Promiți, așa este. Așa, după care am uscat părul cu fionul și abia apoi am început să-i fac aceste bucle din ondulator. Și uite, le-am lăsat cumva nedesfăcute, să zic. Pentru a obține beach waves-ul ăsta super frumos și natural, am lăsat o singură șuviță aici. Da. Eu am intercalat șuvițele, să știi, adică am făcut o șuviță, una foarte subțire, am luat-o, una foarte groasă. Nu vreau să luăm șuvițele perfecte. Aha, asta e o tehnică, asta e tehnica, da, ține de tehnică. În momentul în care vrem beach waves, e musai să răsucim șuvița. Deci nu mergem cu ea dreaptă pe ondulator. Întâi răsucim șuvița foarte bine și după ce am răsucit-o, eu merg cu ea răsucită pe ondulator. O să stau cu ondulatorul drept, dar nu e așezat pe verticală. Vârfurile le țin un pic, uite, pot să le țin în afară ca să vedeți, un pic drepte, nu-l bag înăuntru să se onduleze cu totul. Da, ca să rămână aspectul super natural. Ca să avem niște bucle de plajă. Stăm cam 10 secunde pe ondulator și ca să reziste buclele foarte bine, uite, este foarte bine să ținem în mână până se răcește un pic această șuviță. Am înțeles. Și abia apoi dăm drumul. Și uite cât de frumos s-a aranjat. Venim apoi cu un texturizant pentru păr, care este pe bază de proteină. Le mai întărește un pic? Da, le întărește un pic. Și el, în momentul în care se răcește și cu acest texturizant pe șuviță, o să ne reziste foarte, foarte multe zile, fără nicio problemă. Eu am auzit că se mai pune un texturizant cu apă cu sare, apă de mare, ceva de genul ăsta. Da, există și un texturizant pe bază de sare de mare, da. Deci răsuce șuvița. Ambele texturizante, când facem beach waves, vreau să le folosim după. Recomandarea mea este să nu exagerăm cu texturizantul pe bază de sare de mare, pentru că face ce face sarea, deshidratează firul de păr. Îl usucă prea tare. Ok, putem să-l folosim, nu știu, de 3 ori pe vară, 4 ori. Bine, sau intrăm, dacă suntem la mare, intrăm în mare și ne... Și la mare, după ce intrăm în mare, profităm de părul acela o zi, dar după aia musai spălăm părul. Stau cu el un pic până s-a răcit șuvița și abia apoi dau drumul. Texturizantul pe care îl folosesc eu este are o formulă de proteină. Ce face texturizantul? Practic apretează puțin părul, îl ține tare, dar fără să-l încarce. Și eu pot foarte simplu să merg după aceea cu pieptenul și cu perea. O să vezi că imediat o să vin și o să pun cu... O să-l piepten ca să vedeți și cum arată. Păi se pieptenă aceste ondule? Secretul acestor bucle, când vrem să facem beach waves, de fapt este să-l pieptenăm foarte mult. Deci, uite, o să dau peste tot, i-am mai făcut înainte buclată. După ce las să se răcească un pic, e bine să lăsați câteva minute. Da. Eu iau o astfel de perie și îl piepten bine. Îndrăznesc bine pe el. Uite. Ce frumos. Wow, ce frumos. Pentru că dacă nu l-aș pieptăna, el își pierde din volum. Ori părul beach waves trebuie să fie super rebel. Georgi, Șuru vrea să zică ceva. Vrei să vii și tu, Șuru, aici la coafor? Vreau să fac altceva. Vreau să-i aduc lui Yo-Yo microfon. De ce nu sunt obișnuit să-l văd pe colega noastră, Yo-Yo? Are la valieră, mă, ce are? Păi de ce nu zici nimic? Păi de ce nu zici nimic? Am spray în față, sunt concentrată. Eu n-am văzut-o pe Yo-Yo așa tăcută să stea atâtea minute. Ești foarte frumoasă. Fă un compliment aici. Deci de fiecare dată când sunt pe scaunul ăsta, am emoții. Dacă aș veni să vorbesc în emisiune, cred că aș fi, dar când stau pe scaunul ăsta, nu știu, parcă simt că trebuie să... Dacă ai vorbit pe scaunul ăsta cât vorbești tu în pauze și cât nu ne lași în pace aici și ne alergi cu telefonul, nu mai ai fi tu. Dacă te ridici în picioare, e mai bine? Mai ai emoții? Cred că da, cred că da. Am înțeles. E de la scaunul ăsta. Ce-mi place, uite, așa vreau eu, așa aș fi vrut să am părul, așa să mă nasc cu el. Beach waves. Că el e drept săracu, adică nu, e frumos, că nu zic nu, dar uite că e foarte frumos. Da, am văzut că ai pregătit și o placă, deci există două moduri în care putem, da, două ustensile. Exact, hai că ne grăbim și vrei să faci câteva bucăți din placă, să vezi? Da, chiar te rog, uite, în fața, spate. Dacă folosim placa, de exemplu, la fel, la beach waves nu o să țin placa pe verticală, o să o țin pe orizontală, vezi? Și cu cât o rulezi mai mult, cu atât bucla se face mai definită și mai strânsă. Dar de ce te duci tu cu capul așa după aia? Vârful las drept, da? Și pot deja vârful să-l îndrept mai tare. Ah, ia uite și se... Ia uite cum se ondulează. Dar e mai ușor de făcut cu placa sau cu ondulatorul? Cred că pentru o casă e puțin mai ușor de făcut cu ondulatorul decât cu placa. Da, mie mânuirea cu placa îmi place cumva mai mult pentru că pot să mă... Pot să mă joc cu el și să fac una mai strânsă, una mai lejeră. Ai mai multă flexibilitate când lucrezi cu placa decât cu ondulatorul. Dar important este să mergi pe lungimea firului de păr, da? După ce am făcut aceste bucle, musai, texturizantul pentru păr, îl preferăm pe cel cu proteină în loc de cel cu sare, îl pulverizăm pe toată lungimea firului de păr și printre păr, da? Nu doar la final, pe deasupra, să zic. Am înțeles. Pentru cele care au deschis mai târziu televizoarele, astăzi Georgiana Stavrositu ne învață cum să ne facem bucle beach waves, că mergem la mare imediat, acum ce mai într-o lună de zile, gata, plecăm, nu yo-yo? Da. Tu mă iei pe mine cu gașca ta? Vezi că chiar plec în Barcelona săptămâna viitoare. Pleci în Barcelona? Da. Nu o să fiu Andreea, bunica lor, dacă merg cu gașca lui Yo-Yo. Ți-e cu mine? Nu, Doamne ferește. Că sunt super cool. Toți prietenii mei te plac, mai ales băieții, deci este perfect. Mă plac băieții? Da, da, foarte mult. Puțin. Aia zi. Puțin. E pe la 20, e bine, e bine, e un compliment. Ai fani, ai fani. Am fani. Da, ai fani. Gata, comunitatea e. Georgi, tu ce zici? Tu pe unde pleci? Nu, Georgiana e bronzată, nu mai pleacă nimeni. Exact. Acum ne aranjează pe noi ca să plecăm noi. Da, acum sunt aici pentru voi. Vreau să aveți și voi părul frumos când plecați undeva la soare, la mare. Ce frumos! Și să fie și sănătos, da? E cel mai important. Părul când este sănătos, să știi că se așează cel mai bine. Uite, buclele sunt legere, nu trebuie să le... Și pe asta trebuie să le spălăm, auzi? Să le pieptănăm acum? Da, le pieptănăm și la părul tău, de exemplu, după ce îl piepteni, este foarte bine să dai capul jos pentru mai mult volum, ridici capul și apoi pui mâna în păr. Sunt pregătiți? Ești pregătit să dau capul jos și să ridic? Vreți? Deci și cum e, o magie asta sau ce e? Ce faceți voi? Haideți să fac și aici. Asta e încă două, pardon. Și după care vreau să facem... Eu preia, zi ceva acum cât face bucla aici. Vreau să fac o șurubelă această mișcare de a-și face... În fapt, Bogdan, care mai mult păr. Ce înseamnă chestia asta? Așa faceți voi? De fapt, vreau care mai mult păr să începem cu glumele despre... Mărul discordiei. Bravo, Yo-Yo! Păi abia am făcut 36. Deci ce e chestia asta, Yo-Yo, în care voi, după ce terminați cu aferau, lăsați în jos și după aia vă ridicați? E un vibe. Se umflă. Uite. It's a vibe. It's a vibe. E o chestie așa femeie, feminină, când ridici părul și... O să-ți arăt imediat. Mai știi că ai avut tu perucă și... Cum din asta? Auzi, dar cum te-ai venit fără căștile alea de tale, care sunt astea? Deci ai eu niște căști, atâta, așa, și merge tot timpul cu ele. Acum trebuia să le ai. Le ai acolo în spate, stai așa, că îi le aduc eu. Hai, îmi zici când ești pregătit. Să vedem beach waves și cu căștile. Sincer. Ca să înțelegeți, Yo-Yo deja a făcut contact cu civilizațiile extraterestre și îi aude aici, așa vorbește ea. Și că ascultă bulgarii. Prin diverse... Da, frumos. Nu, dă-ți-le jos, că e păcat de coaptelă, că am făcut beach waves astăzi. Serios. De fapt, doar le voi pentru tine. Se pregătește. Hai, băieți, luați de învățat și priviți aici. Masați un pic părul, foarte bine, da? Lângă ondulator, așa, bravo, să ți le topească. Așa. Și ridicăm. Și? Sunteți pregătiți? Da. Wow! Uite ce frumos mi-ai făcut, bravo, ce volum, vezi ce volum ai acum? Da, foarte frumos, îți mulțumesc. Mergem la ziua lui Șurubel, că ne invită astăzi la un mic și o murătură. Chiar la un mic ne invită, știu, păi ne-a zis mai devreme. Îți mulțumim tare mult, Georgiana Stavrositu.